Volei Municipal Zalău, campioana României la volei masculin, va evolua în acest sezon în Cupa Challenge. Chiar dacă este campioana României, echipa zălăuană va fi nevoită să treacă de un tur preliminar pentru a ajunge în 16-imi. În primul duel, Volei Municipal va întâlni Benfica Lisabona, campioana Portugaliei. Adversar redutabil pentru Volei Municipal Zalău în primul tur al Cupei Challenge. Campioana României va întâlni campioana Poloniei, Benfica Lisabona. Benfica Lisabona a devenit în acest an pentru a șaptea oară campioana Portugaliei, având la finalul sezonului un avans de 10 puncte față de ocupanta locului secund, SC Espino, și 15 puncte față de echipa clasată pe locul 3, Castelo da Maia. Sigur, chiar n-am avut o de astăzi favorabilă, dar vom face tot ce depinde de noi să trecem de acel fel. Chiar dacă v-ați dat bine seama, este chiar campioana Portugaliei, așa că sunt probleme cam peste tot. Un club de detalii a echipei din Lisabona, știm că un club foarte mare, cu foarte mulți jucători naturalizați brazilieni în portughez. O echipă bună care a câștigat campionatul la pas. Nu ne rămâne decât să ne pregătim și să încercăm să producem surpriza. Dar nu orice echipă care joacă într-o cupă europeană își dorește să învingă. Cum noi ne dorim să câștigăm, așa își dorește ei. Deci îți asumi toate riscurile când te scrii într-o cupă europeană. Benfica Lisabona împlinește 80 de ani de la înființare, având în palmares 80 de titluri naționale, dintre care 7 titluri naționale, 16 cupe ale Portugaliei și 7 supercupe ale Portugaliei. În sezonul trecut, formația portugheză a avut în lot 6 jucători străini, dintre care 2 brazilieni, un bulgar, un sârb, un olandez și un voleibalist din Trinidad Tobago.